Bună ziua, prieteni! Campania UE pentru Moldova Rurală continuă. Eu sunt Ana Smolnițchi, ghidul vostru virtual. Astăzi mă aflu în orășelul Ungheni, în ospeție la Liliana Starciuc, în atelierul Lilia Art sau centrul de meșteșuguri tradiționale. Liliana Starciuc este străjera meșteșugului tradițional. Aici vedeți, de exemplu, lucrările brodate chiar de către dumnea ei. Sunt brodate manual aceste ei. Dar iată că în anul 2018 s-a gândit să ducă broderia și tradițiile noastre la un alt nivel, să o facă mai accesibilă această artă, această tradiție de a purta ia sau cămașa tradițională, să o facă accesibilă pentru toată lumea, așa că s-a gândit să cumpere un utilaj care face broderie computerizată. Deci toate comenzile vin din acel computer și treaba merge mult mai repede. Imediat o să vă arăt cum funcționează acest aparat pe care l-a achiziționat din banii accesați prin programul Femei în Afaceri, un program cofinanțat de Uniunea Europeană. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! La noi în atelier v-am așteptat cu multă bucurie. Suntem un atelier care aducem bucurie în sufletele oamenilor, aducem tradiția pe plaiul nostru moldovenesc. Văd că lucrați acum asupra unei adevărate frumuseți. Ce splendoare văd eu aici și totul se întâmplă cu ajutorul unui computer? Deci dumneavoastră, ce trebuie să faceți ca să funcționeze? Fac programă. Se face designul în două programe, adică în una se pun cruciulițele, apoi le transmitem în alt program și atunci se transmite din calculator, se transmite la mașină. Deci și dumneavoastră faceți schița? Fac designul chiar în programă specială este și apoi o transmit prin altă programă, se transmite în calculatorul de la mașină de brodat. Și apoi se brodează așa frumusețe. Și tot el măsoară până unde se ajungă, să nu treacă niște margini? Nu, sau... Totul este computerizat, absolut. Dar unde ați învățat să-l folosiți? În timp am studiat, am învățat, am primit mașina. Până au primit am mai citit, apoi am început a practica, a durat cam jumate an până am învățat programele de a face designul. De la bun început am procurat design de la București, România, de la niște băieți. Apoi mi-am dat seama că este foarte costisitor și zic să le fac eu designul singur. Cât costă această mașinărie, utilajul? Mașina costă 176.000 de lei. Wow! A fost procurată prin grantul de la Femei în Afaceri, de la ODIM. 110.000 a fost din grant, restul a fost contribuția proprie. Cum ați aflat despre acest program, despre Femei în Afaceri? Cum ați aflat că puteți beneficia de suportul Uniunii Europene? Am mers de multe ori la ODIM, la instruiri, la diferite conferințe ce organizau această ODIM-ul. Instituția, așa? Instituția, da. Și într-un moment dat a fost anunțat că se lansează acest proiect Femei în Afaceri. Am mers la instruiri, la lansare și zic, de ce nu? Să încerc să fac un plan de afaceri. Putem să vedem un pic utilajul în acțiune? După care să mergem să vă admirăm și celelalte lucrări? Poftim! Interesant, cu ce viteză? Viteza se pune aici. Eu am vrut să numesc, dar chiar poți să setași o viteză? Se pune 600, 700, 1000. De maximum e 1000 de viteză, 1000 de puncte viteză. 1000 de puncte într-un minut. Da. Se reglează să... Foarte deșteaptă. Eu mă simt prost pe lângă această mașinărie. Hai să mă oprim și să mergem. Să nu mă incomodeze. Foarte deșteaptă. Da, și gălăgioasă. Și gălăgioasă.
Hai să revenim la programul Femei în Afaceri. În cât timp ați primit acești bani, suportul nemijlocit? Am depus planul de afaceri, mi se pare, că în iunie 2018. Parcă așa îmi pare. Așa? Și am primit în martie 2019, deja au fost banii în cont și am transferat pentru a procura mașina de prodat. E complicată procedura de a depune dosarul, formularul, e consistent? Cum vi s-a părut dumneavoastră? Odimu, părerile beneficiarilor sunt diferite. Odimu organizează instruire înainte de a face un plan de afaceri, ne instruiește cum poți completa acest plan de afaceri, cum poți să-l scrii. Și am mers la aceste instruiri. A fost, mi se pare că 7-10 zile, am uitat deja. Așa. Și de cum atunci, la moment, mi s-a părut foarte greu, foarte complicat, pentru că chiar și dacă am două afaceri deja în viața mea construite de la zero, atunci, pe anii aceia, era spontan totul, ca să supraviețuiești repede, te mișcai ca să prinzi firul, să lucrezi, să faci o afacere. Dar acum, fără un plan de afaceri, nu faci nimic. Trebuie din timp să știi dacă ai afacerea ta va avea succes ori nu. Și pentru asta este necesar să întocmești un plan de afaceri. Pentru prima dată am făcut 60 de foi. Wow, 60 de foi! Apoi am ajustat la 30. Pe urmă s-au întâmplat niște chestii nu prea plăcute în viața noastră și am apelat la o fetiță din Pârlița, Cristina Bejenaru, care m-a ajutat să îndeplinim așa cum se cere la carte deja. Se cer multe acte. Dar n-aș spune, totul... Un buletin de identitate, trebuie, totul începe, așa? Cu da, trebuie buletin. Să fie înregistrat ca întreprindere la noi în țară, în Republica Moldova. Trebuie să ai o contribuție proprie. S-a cerut 10%, dar eu am contribuit cu o sumă mult mai mare, pentru că utilajul era mult mai scump decât grantul. Și apoi, ce să mai cere? Planul de afaceri obligatoriu. De acum, declarații pe propria răspundere, dacă ai datorii la fiscale, dacă cum, nu sunt către buget datorii. Și așa, doamnă Liliana, nu-i complicat. Dumneavoastră aveți mâini de aur la propriu și la figurat. Dacă e să ne uităm la lucrările dumneavoastră, și aici este broderie manuală, așa? Nu greșesc. Asta e cusută. Cusută la... Cusută? E brodată. Chiar deșteaptă mașinăria asta, dacă eu am confundat broderie. Haideți atunci să mergem un pic mai în spate, adică mai față, în cazul nostru, dar cameramanul merge un pic mai în spate, ca să vedem ceea ce ați brodat dumneavoastră în 13 ani. De fapt, întreaga colecție de icoane și de ei, rochii, da? Care au fost cusute, brodate în stil tradițional, e de 13 ani, deci totul a fost lucrat în 13 ani, incredibil. Da, din 2007 am avut un caz nefast, apoi ne-am pus întrebarea că trebuie să facem ceva, să rămână urma noastră, să nu plecăm așa. Și v-ați apucat atunci de icoane. Aveți icoane pictate pe sticlă, aveți icoane, iată, brodate în mărgele. Cele pictate pe sticlă sunt un pic mai departe și în mozaic, uite, mozaicul chiar m-a cucerit. E muncă grea. Da, am învățat la Veneția, chiar la fabrica Orsoni, unde se produce aici această sticlă magică. Constantin, arată, te rog, frumusețea asta. Nu aceasta, pot lua ochii. Aceasta, da, ele sunt, le-am confecționat acolo, la fabrică. Deci la Veneția, da? La Veneția, acolo ați mers chiar la acolo o școală? Am mers, da. M-a fascinat, am fost în excursii în România și am văzut multe lucrări mozaic, icoane, biserici îmbrăcate cu mozaic și zic, de unde am, de unde n-am, mă duc să învăț. Și
ca să-mi reiau gândul, aveți mâini de aur, v-am convins, nu-i așa? Aveți mâini de aur și pentru că accesați granturile, uite așa, cu o viteză uimitoare. Mai întâi a fost programul Femei în Afaceri, apoi EU for Ungheni, care este dezvoltat de către programul EU for Moldova. Recent ați primit un certificat care atestă că veți primi 25.000 de euro. Wow, ce trebuie să faci ca să beneficiezi de un asemenea premiu, de un asemenea suport din nou din partea Uniunii Europene? Pentru că acest program este dezvoltat de PNUD, da? Și UNICEF. Și UNICEF. Spuneți-ne dumneavoastră mai multe. Ce ați făcut ca să-i convingeți să vă dea o sumă pentru mine uriașă? Îți cumperi poate o garsonieră în orășelul Ungheni cu acești bani. Este uimitor pentru mine că am câștigat acest grant. E ceva foarte și foarte binevenit pentru timpurile noastre, mai ales eu am atâta emoții și de mulțumire către ODIHR, către Uniunea Europeană, că ne susține pe noi, cei care suntem mici. Acest program e tinerel, programul EU for Moldova, a fost lansat în anul noiembrie, în luna noiembrie anului 2020, cu scopul 2019 a fost 19. Lansarea proiectului, apoi acum am depus planul de afaceri în noiembrie. În noiembrie. Și e menit să ajute Cahulul, da? Regiunile Cahul, Ungheni, să se dezvolte, să se dezvolte aici afaceri durabile, chiar ecologice, am văzut eu. Aveți o afacere? Noi lucrăm pe pânză doar românească, pânză naturală. Așa. Bumbac. Iată aici nepă. Avem deja lucrările executate cu ajutorul utilajului, da, pe care l-ați procurat. Da, da. Și pânză naturală, bumbac 100%, avem cânepă 100%. Ceea ce purtați dumneavoastră iarăși este cânepă. Executat la, la aceeași mașină? Da. Wow, iată m-ați amăgit. Dar de ce? Când am intrat, eu m-am gândit că este brodat manual. Sincer, puteam să jur că e brodat manual. Mașina asta face minuni, dacă sincer, vă spun așa cum este. Și vă ajută foarte mult. Asta vă ajută, unu, să vă extindeți, nu? Da. Pentru că veți produce mai mult. Productivitatea muncii va fi mult mai mare. Clienții vor fi, cum, la timp vom îndeplini comenzile. E foarte... De exemplu, o asemenea rochie, în cât timp poate fi gata? Cam 7-8 zile. Cam 9 zile am lucrat. E repede. Când te gândești că una prodată manual se face în câțiva ani. Da, e mult mai rapid se face la mașină. Tot ceea ce vedem acolo a fost făcut de dumneavoastră în pandemie, așa? În pandemie. Absolut toate piesele pe care le vedem, așa. Da, nu mi-a fost deloc trist. Nu mi-a fost trist. Nu. Acest program Femei în Afaceri, cofinanțat de Uniunea Europeană, vă ajută să și creați locuri de muncă. Nu? Fiindcă veți avea nevoie de ajutor. Da, se ține de afacerea, aveți nevoie de oameni. Primul an am planificat 4 oameni să angajăm. Și de acum... Și vă gândiți la cei din localitate, nu? Da, și în fiecare an tot câte 2-3 oameni să aducem la noi în atelier. Noi planificăm încă să facem așa un model de lucru pentru femeile din sate. Meșterii populari care ar putea lucra de acasă. Noi să preluăm comenzile la lucrări manuale, căci pe lângă computerizare dorim și manual. Pentru o iubitorie de lucrări autentice să le lucrăm manual. Și adică vreau să fac așa o... Cum... Să construiți un punte, să ajutați femeile, da, din femeile localitățile din locare. Să-și fac un bănuț la ei acasă, în sânul familiei, ocupându-se de treburi de îngrijire a copiilor, totodată să fac și un bănuț. Și le-ați găsit? Sunt ușor de găsit aceste meșterițe. E cam greu, de la bun început, adică noi am instruit. Noi am instruit, a fost de la Uniunea Meșterilor Populare meșteriță care a instruit timp de 10 zile 14 femei. Sperăm din toate 14, măcar câteva femei să le intereseze acest mod de lucru.
Una deja colaborează cu dumneavoastră. Da, Olga Mazur. Am văzut și niște cercei făcuți de ea. E fetiță foarte talentată și cu suflet. Deci, să înțeleg, în acest atelier, în centrul de meșteșuguri tradiționale, se vrea și un spațiu pentru meșterii populari, pentru producătorii locali, da? Să aibă unde să-și expună lucrările, să le vândă. E un mare ajutor, iarăși. Da, am vrea să colaborăm, să fim parteneri și cu meșterii populari. Eu, îndeopște, visez că am pictat și o clădire acolo. Stați un pic să vedem. O clădire arată ca un muzeu, cel puțin, nu ca un castel ar fi cel mai potrivit cuvânt. Eu visez să fac așa un edificiu propriu care va fi o carte de vizită a orașului Ungheni. Un templu al artelor pentru meșterii populari, să ne strângem acolo toți din comunitate. Să fie ca o galerie de artă, nu? Da. Cu muzeu, cu expoziții permanente, cu meșteri populari care să vină să instruiască copiii. Adică va fi multifuncțional un centru. Dumneavoastră sunteți o femeie în afaceri, să zicem, cu experiență delungată în afaceri. Antreprenoare de câți ani? Din 97. 97. Ați avut o afacere în domeniul materiale de construcție. Sunt fondate două afaceri care sunt active și astăzi. Și atunci când mulțumeați pentru premiul de 25.000 de euro din partea Uniunii Europene, dumneavoastră v-ați exprimat așa. Da, iată, la vârsta mea, eu m-am apucat de încă o afacere și mă gândeam, oare ce vârstă dumneavoastră aveți și dacă vârsta contează în afaceri? Nu contează, eu mă simt la 35, cam așa. Dar dacă îmi permiteți să vă întreb, dacă vreți să răspundeți, ce vârstă aveți de fapt? 53 de ani. La 53 de ani ați pornit această afacere într-un domeniu foarte îngust. Și foarte diferit de ceea ce am avut până la... Exact! Știți cum? Materiale de construcție se cumpără ca pâinea caldă. Moldovenii, cum intră în concediu, fac reparație. Dar hainele care sunt brodate sau cusute în stil tradițional, cât de des se cumpără? Cât de mult? Știți, în ultimul timp, portul popular a devenit foarte în trenduri, cum să zic. Chiar mulți tineri însurăței se căsătoresc în stil național, se îmbracă. Sunt nașii care tot doresc prosoape, tot ce e legat de nuntă, de... Din diaspora avem foarte mulți oameni care doresc să se îmbrace în stilul tradițional moldovenesc. Așa că eu cred că să avem succes mare într-așa domeniu. E greu să fii antreprenoare în Moldova și nu antreprenor, adică să fii o femeie în afaceri. Dar nu m-am gândit la greutăți. Și n-ai simțit diferență, nu? De atitudine, abordare, câte uși se închid, deschid pentru o femeie, pentru un bărbat care face afaceri. N-am simțit discriminare. Am mers întotdeauna cu ideea mea și am mers înainte fără să dau un pas înapoi. Întotdeauna am fost încrezută că o să reușesc, totul o să fie bine. Sunt obstacole, sunt greutăți, dar nu știu, la final când vezi rezultatul este... Vorbim despre rezultat. Când o să vedem noi acel muzeu, acea galerie de artă, centru de creație, când o să-l vedem noi gata, construit și deschis pentru public? Eu mă gândesc timp de 3 ani să pot obține localul, măcar pământul, unde aș putea. Încă nu am identificat. Adică am identificat. Dar vreți să fii aici, în Ungheni? Da. Am identificat, am depus o cerere la primărie, dar până când nu am primit răspuns. Of, la cât de isteață sunteți dumneavoastră și la cât e de ușoară mâna dumneavoastră la accesarea granturilor, banilor, sunt sigură că degrabă o să venim noi în ospeție și acolo. Vă dăm spor, inspirație. Vă mulțumim mult că ne-ați primit astăzi.
Vă mulțumim și vouă, urmăritorilor. Vă amintesc că am fost în ospeție la Liliana Starciuc, fondatoarea atelierului Lily Art sau a Centrului de Tradiții Meșteșugărești. Dumnezeu ei are grijă ca portul nostru național să ajungă în casa fiecăruia. Primiți și comenzi, aveți, iată, un utilaj cumpărat pe banii obținuți prin programul Femei în Afaceri, cofinanțat de Uniunea Europeană, care, am văzut noi, poate să facă 1000 de puncte, punctișoare, împunsături timp de un minut. Așa că treaba aici merge, ne bucurăm să vedem și de această dată în cadrul campaniei UE pentru Moldova Rurală că antreprenorii noștri au mult curaj, sunt foarte isteți, rapizi, iuți și fac lucruri mari în localitățile în care ei stau. Aici e vorba despre orășelul Ungheni și vă invit și pe dumneavoastră, în cazul în care aveți o idee de afaceri, să accesați site-ul www.odin.md. Vedeți programele finanțate de Uniunea Europeană, două foarte bine cunoscute deja de noi și de cei care sunt alături de noi în campania UE pentru Moldova Rurală, sunt Femei în Afaceri și Pare 1+1. Vedeți pentru care sunteți eligibili, în ce condiții ați putea deveni și voi beneficiari. Ați văzut, banii vin destul de repede, în câteva luni, așa că nu așteptați. Bateți fierul cât e cald, astfel zis. Da, nu ratați șansa. Exact, acum! Astăzi este momentul. Nu lăsați ceea ce puteți face astăzi pentru ziua de mâine. Aveți grijă de voi, urmăriți pagina Împreună Mai Puternici, pagina de Facebook, pentru a nu rata și alte tururi virtuale prin afacerile din Moldova înfloritoare, mai ales din localitățile rurale, care au un potențial extraordinar de dezvoltare grație suportului Uniunii Europene.